nu vă vom permite pentru că Dumnezeu nu e vaccinat. Credeți că am scăpat de euroscandal? N-am scăpat, pentru că e doamna Șoșoacă în Parlamentul European și dă-i și luptă pentru poporul ei celor obsit și dă-i și luptă. Ați încercat să omorâți cât mai mulți bătrâni. Italia a fost un experiment în care ați omorât câți bătrâni ați putut. În România 65.000 de români au fost aruncați în sași negri de plastic și strigă de acolo, din groapă, adevărul, vor dreptate. Ați încercat să ne opriți să intrăm în biserici, ne-ați oprit de Paște să intrăm în toate bisericile și noi ne-am opus și ne-am luptat cu jandarmii pentru a intra. Ați încercat să distrugeți creștinismul și ați încercat să-l umiliți pe Djokovic, care anul ăsta va da cea mai mare palmă și a răzbunat întreaga mizerie care a fost făcută. Nu vă vom permite pentru că Dumnezeu nu e vaccinat, iar în România 88% din români nu sunt vaccinați. Încetați cu această dictatură. Fug vaccinurile de doamna Șoșoacă precum victorile de Universitatea Crealguța. Acum vaccinurile au și ele orgoliul lor, n-ai cum, nu intră în oricine așa. Păi, având în vedere că e doamna Șoșoacă, înăuntrul ei s-ar rătăci orice vaccin și ar suna la 112 după ajutor. Salvați!